Peste 80% din profesorii mureșeni au obținut note peste 5 la examenul de titularizare. Acesta a avut loc luni 21 iulie și s-a desfășurat într-un singur centru. Proba scrisă a durat 4 ore și a cuprins subiecte de metodică, o parte științifică în funcție de specializare și o parte practică. Candidații au concurat atât pentru posturi vacante de titular în învățământul preuniversitar, cât și pentru posturi de suplinitor. Procentul de promovabilitate este destul de bun în comparație cu anul trecut. Avem peste 80% care au obținut nota peste 5. Peste 7 avem 45,86%, între 5 și 7 34,5%, iar sub 5 19,59%. Inspectorul școlar, județean adjunct, a declarat că dintre cei 883 de dascăli prezenți la examen au depus contestații aproximativ 15%. Am avut 136 de contestații. Aceste lucrări vor fi corectate tot în centrele zonale de corectare, deci fiecare disciplină în alt județ. Iar în data de 30 iulie vor fi afișate rezultatele finale. În data de 31 iulie vor fi împărțite posturile titularizabile în județul Mureș, iar posturile de suplinitor calificat în data de 4 august. Candidații cu cele mai mari note vor putea ocupa orice post disponibil pe județ. Repartizarea candidaților pentru angajare pe o perioadă nedeterminată se va realiza în ordinea descrescătoare a notelor în ședințe publice organizate de centrele de concurs.